Și vă spuneam că Ilan Șor, oligarhul fugar din Republica Moldova, este condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a pus la cale furtul miliardului din trei bănci din Republica Moldova. 15 ani de închisoare. A fugit. E protejat de Federația Rusă. De la Moscova a organizat o rețea de furt de vot. A organizat partide care s-au înregistrat într-un grup politic numit Victorie la Moscova. Partidele au participat la alegeri, la alegerile din Republica Moldova, s-au implicat în campania de boicotare a referendumului și odată ce au aflat toți cei care au primit bani din partea lui Ilan Șor, de fapt din partea lui Putin prin Ilan Șor, află că au pierdut. Au pierdut referendumul la mustață. Știți rezultatele, referendumul constituțional din Republica Moldova este în favoarea modificării legii fundamentale la Chișinău, Constituția va fi modificată pe baza unei decizii a Curții Constituționale care va lua act de acest referendum. Nu e nevoie de niciun fel de vot suplimentar în Parlament. Cum digeră pierderea acestui război, acestei bătălii, de fapt, pentru că războiul continuă, Ilan Șor intră în direct la Soloviov, celebrul propagandist de la Moscova, intră în emisiunea lui și spune: avem obligația de a lupta, instrumente cred că va trebui să le găsim pe parcurs, până la punctul în care oamenii vor trebui să iasă în stradă și să-și apere rezultatul. Acest lucru este posibil, desigur. George Scutaru, la ce să ne așteptăm? La ce vă așteptați dumneavoastră? Aici nu vorbim doar de Ilan Șor. Ilan Șor nu acționează singur. Noi suntem martorii uneia dintre cele mai puternice operațiuni desfășurate de serviciile secrete ruse, în principal de FSB, Moldova fiind în zona de responsabilitate a Serviciului Intern de Securitate al Federației Ruse. Ilan Șor este un instrument, se folosesc rețele ale crimei organizate pentru a destabiliza Moldova. Au pierdut la limită. Și să știți că ceea ce a salvat referendum a fost o incoerență în organizare, fiindcă sunt circa 70-80 de mii de persoane care nu au luat buletinul de vot pentru referendum. Dacă aceste persoane ar fi participat la vot, referendum ar fi căzut. Inițial s-a mers pe boicotarea referendumului, după care, dându-se seama că prezența la vot va fi mai mare, în ultimele zile s-au dat semnale și a funcționat, rețelele au funcționat pentru a da semnale să se voteze împotriva referendumului. Ei se vor concentra pentru votul la alegerile prezidențiale pentru a-și pregăti de fapt marea bătălie. Marea bătălie înseamnă votul la alegerile parlamentare, fiindcă pentru actualul partid de guvernământ urmează o perioadă dificilă, o iarnă dificilă care nu va fi una deloc ușoară. Este posibil ca după o victorie la limită, victoria lui Maia Sandu nu va fi una ușoară. Ea trebuie să-și mobilizeze electoratul, trebuie să-și mobilizeze diaspora. Nu are o capacitate de creștere bazându-se pe aliați, pe persoane care nu au mai intrat în turul 2 și vor da automat votul. Sunt doar doi candidați care nu însumează mai mult de 2%. Deci ea trebuie să bazeze pe mobilizarea propriului electorat și mai ales pe o acțiune în forță a instituțiilor de aplicare a legii care să inhibe aceste rețele de furt electoral. Rusia va fi foarte agresivă, iar Ilan Șor amenință cu modificarea referendumului, odată ce vor obține victoria, practic cu organizarea unui alt referendum care să anuleze acest rezultat. Moscova dorește să o izoleze pe Maia Sandu în cazul în care va câștiga, așa cum se întâmplă în Georgia, unde avem un președinte pro-european și pro-occidental și în același timp un guvern care face jocurile Rusiei. Deci va fi o bătălie foarte dură pentru președinție, dar în același timp Moscova își va pregăti întregul arsenal, va folosi ca și acum structuri criminale, rețele foarte bine puse la punct pentru alegerile parlamentare care vor urma în prima jumătate a acestui an. Mai este un element de îngrijorare. În 31 decembrie va înceta contractul de tranzit al Gazpromului prin Ucraina,
Deci Rusia poate orchestra o criză energetică și socială în Transnistria. Transnistria are 360.000 de locuitori, iar oprirea gazului va determina nu atât frigul în case, sau nu numai această problemă, cât va lipsi Moldova de acces la electricitate mai ieftină prin centrala de la Cuciurgan, iar bugetul Transnistriei va fi privat de veniturile care veneau de la 2-3 întreprinderi care foloseau gazul gratis din Rusia. Moldova nu are capacitatea să susțină plata pensiilor, salariilor, anumite beneficii sociale care vin din bugetul de stat al Transnistriei. De aceea, noul președinte a României, noul guvern al României ar trebui să aibă ca prioritate această problemă în perioada ianuarie, februarie, martie și împreună cu Uniunea Europeană noi trebuie să gestionăm toți acest fapt pentru a sprijini guvernul pro-democratic de la Chișinău și pe Maia Sandu să gestioneze o problemă care mai mult ca sigur Rusia o va declanșa. Orașul care este hubul de export al gazului spre Europa se află în Kursk, în zona ocupată de forțele ucrainene, deci rușii pot orchestra relativ ușor. Cel puțin până acum o lună, Rusia nu a contractat cantități de gaze ca tranzit prin Turcia, Bulgaria sau România, fiindcă trebuie să anunți dinainte că dorești să livrezi gaz prin anumite conducte. Există posibilitatea unei rute alternative, cum am menționat, prin Turcia, Bulgaria, România și Ucraina. Ucrainenii și-au manifestat disponibilitatea pe o asemenea rută, dar este foarte posibil ca Rusia să aștepte rezultatul și să acționeze în consecință. Destul de multă improvizație în dialogul ăsta pe care l-a avut Ilan Șor cu Soloviov și la un moment dat s-ar putea ca totuși de aici să extragem câteva elemente importante pentru strategia pe care o să o aibă cel puțin pentru următoarele două săptămâni. La un moment dat Soloviov spune, păi dacă ieșiți în stradă înseamnă că luptele de stradă vor fi înăbușite, demonstrațiile de stradă vor fi înăbușite, inclusiv cu ajutorul forțelor din România, spune Soloviov. Și Ilan Șor spune, da, inclusiv cu ajutorul forțelor din România. Va fi o linie de atac, că România susține guvernul, regimul de la Chișinău care a organizat referendumul care a ieșit, ați văzut, neconcludent, la mustață, un referendum, cum spune domnul Scutaru, a zis Șor asta. Un referendum care trebuie repetat în condiții normale și atunci o să vedeți care va fi rezultatul. Da, fi curios să aflăm care sunt condițiile normale pe care le are în considerare Federația Rusă. Cred că rezultatul chiar și la mustață este unul incredibil pentru Republica Moldova. Și mai ales dacă ne uităm puțin la ce înseamnă istoria recentă a Republicii Moldova. Să nu uităm că până la urmă vorbim despre o țară care între anii 40 și 50 a pierdut o treime din populație. Au existat peste 250.000 de deportări în Siberia, o rusificare forțată a Basarabiei la acel moment. Uh-huh. Și atunci faptul că astăzi avem, în pofida tuturor eforturilor pe care Federația Rusă le-a făcut, toți banii pe care a încercat să-i pompeze, atâția mari de ani și acum pe ultima sută de metri. Dacă ne uităm numai, pentru că vorbeam de Ilan Șor, de acei 130.000 de alegători care au fost plătiți în mod direct, președintele Maia Sandu a venit și a spus că numărul lor se ridică la 300.000. Dacă ne uităm la această cifră și ne gândim că totalul voturilor exprimate a fost de 1.500.000, ne dăm seama ce capacitate colosală a existat pentru dorința de a păstra Republica Moldova pe traseul european. Faptul că în acest moment Soloviov, prin vocea lui Ilan Șor, vine și ridică aceste amenințări, ne duce cu gândul la o profeție autoîmplinită, pentru că știm că e foarte posibil ca aceste mișcări să înceapă să aibă loc, niște mișcări de protest alimentate de către Federația Rusă prin agitatorii pe care am mai folosit și în trecut, nu ar fi prima oară, la fel cum știm toate celelalte arme pe care va dori să le utilizeze, de la arma terorii frigului, de la arma gazului, la începutul invaziei în Ucraina. Primul gest al Federației Ruse a fost pentru câteva zile să oprească livrările de gaze în Republica Moldova, tocmai pentru a arăta populației de acolo la ce se poate expune. Toate aceste aspecte, toate aceste războaie prin proxy, pentru că vorbim de ce se va întâmpla în Transnistria, ce se va întâmpla în Găgăuzia, unde avem
acea respingere masivă până la urmă a votului pro-european sunt elemente care vor trebui gestionate cu foarte mare atenție. Iar Federația Rusă se pregătește de o perioadă extrem de încărcată. A avut în acest moment primul tur de scrutin cu referendumul, urmează pe 26 octombrie alegerile din Georgia, urmează al doilea tur de scrutin din Republica Moldova, urmează alegerile din România. De ce să nu vorbim și de acest lucru? Toate aceste alegeri reprezintă pentru Federația Rusă o oportunitate pe care nu o pot rata de a păstra anumite zone și sfere de interes în această regiune geografică. Incredibil câtă ambiție, câtă energie, câți bani, câte resurse cheltuie Putin pentru o țară atât de mică. De ce e așa de importantă pentru Putin Republica Moldova? Este o chestiune de imperialism pur. Nu concep că Republica Moldova ar putea să aibă un alt destin decât cel decis la Moscova. Este o obișnuință. Nu pot să iasă din această paradigmă, din acest mod de a vedea lucrurile. Și toate poziționările lui Putin referitoare la fostele Republici Sovietice intră în această zonă. Este un om de peste 70 de ani, a învățat lucrurile într-o anumită epocă. Cum să-l înveți pe Putin acum o altă schemă de gândire? Cum să înveți FSB-ul o altă schemă de gândire? Pe de altă parte, două lucruri aș vrea să menționez. Nu cred că astăzi, în epoca tehnologiei, dorința de libertate a unui popor mai poate să fie înfrântă. Nu cred. Promisiunea valorilor europene și a modului de viață european sunt atât de puternice încât niciun apel de la Moscova, nicio operațiune derulată de FSB nu va reuși să oprească această aspirație unui popor întreg. Cu frica am văzut că lucrurile funcționează. Nu. Cu frica a funcționat, frica nu există. La cel mare, la referendum. Nu. Frica există. Știți ce li s-a spus oamenilor? Că odată cu intrarea în Uniunea Europeană, toate certificatele de naștere din Republica Moldova vor fi modificate în așa fel încât în loc de mama și tata să scrie părintele 1 și părintele 2. Noroc că copiii moldovenilor care trăiesc astăzi în Franța, în Germania, pot oricând să pună mâna pe telefon, să-și sune părinții, să le spună: mama, nu mai asculta prostiile astea scornite la Moscova. Avem, cred, nenumărate oportunități prin care mesajul poate să ajungă corect la oameni. Eu cred că această campanie pentru referendum a avut și o problemă de metodologie. Eu cred că forțele pro-europene, dacă sunt corecte, trebuie să facă o analiză a modului în care au derulat această campanie. Pentru că se putea derula mult mai bine, după cum cred că și Federația Rusă va încerca să-și facă propria analiză. Ar trebui cumva să mulțumim corupției, pentru că vă garantez, unii au luat banii și n-au făcut. Dacă dai banii pe mâna lușor, pe mâna oligarhilor sau pe mâna crimei organizate, 100% vor vămui sumele respective. Vor raporta, da, șeful într-adevăr au ajuns, vor furniza niște liste, cum au furnizat și cu membrii care vor vota, sigur, într-un anumit fel, și nu s-a întâmplat. Și această sucire, această schimbare a strategiei, inițial au chemat la boicot, după care i-au plătit pe oameni să meargă să voteze și să voteze nu, dar totuși rezultatul este înspăimântător. Până la urmă, sunt oameni care au votat nu, da, pentru este integrarea țării în Uniunea Europeană. Este un spațiu greu, este o moștenire propagandistică. La unii oameni e aproape în ADN. Sunt ferm convins că această campanie de sabotaj Ilan Șor o duce la nivel de stradă. Sigur. Dar cu toate aceste lucruri, astăzi, lupta nu e pierdută. Nu mai poți înfrânge dorința de libertate a unui popor. S-ar putea să... Știți care e condiția? Să se întâmple în această generație. Oamenii care vor schimbarea nu mai au răbdare. Ei vor acum să se întâmple în timpul vieților lor. E foarte bine că Federația Rusă lucrează cu oameni ca Ilan Șor și cu crimă organizată. Este fantastic. Pentru turul 2 al prezidențialelor va fi complicat. Vrem și părerea lui Costin Ciobanu. Imediat luăm pauză și ne întoarcem cu Putin, care jubilează la Kazan, este vizitat de Xi Jinping, de Narendra Modi. Nu s-a dus acolo
Nu s-a dus acolo președintele Braziliei pentru că a avut un accident cerebral, dar sunt acolo mare parte din oamenii pe care miza și în mod surprinzător îl așteaptă și pe secretarul general ONU. Vom comenta imediat de ce se întâmplă asta, nemulțumirea lui Zelenski, care a observat că secretarul general ONU nu a fost la summitul de pace, la conferința de pace, dar totuși se duce la summitul BRICS. Deci, Costin Ciobanu, vrem părerea dumneavoastră despre la ce vă așteptați. Cum va fi campania pentru turul 2? Maia Sandu, față în față cu tot restul, toți ceilalți plătiți, susținuți de Moscova, vor fi acum împotriva ei. Va fi o campanie deloc ușoară. Lumea se poate gândi la procentul pe care Maia Sandu l-a obținut, 42,5%, mai mult decât în 2020, în primul tur, când a luat, cred că, 36%. Însă, într-adevăr, ea este practic singurul candidat în această zonă de centru-dreapta. Ceilalți doi candidați care pot fi asimilați zonei de centru-dreapta au luat fiecare sub 1%. Și practic o să ai această coalizare a zonei socialiste și a candidaților, se pare că trei dintre candidații care au fost în alegerile prezidențiale acolo au fost candidații lui Șor. Pentru că românii poate nu înțeleg cum se întâmplă lucrurile acolo. Foarte mulți dintre cei plătiți de către Șor au primit cu câteva zile sau cu o zi, două înainte, mesaj pe cine să voteze. Așa au fost direcționați acei oameni să voteze. Șor vorbește despre proteste acum. El a organizat proteste în Republica Moldova. El a încercat acum câțiva ani să destabilizeze guvernarea de la Chișinău, folosindu-se de problemele care sunt acolo, legate de putere de cumpărare, de creșterea prețului la energie. Evident că când îți crește prețul la gaze de 6,5 ori în unul dintre cele mai sărace state din Europa, poate chiar cel mai sărac, lucrurile nu arată bine pentru oamenii de acolo. Și Maia Sandu va avea, din păcate, o sarcină grea, va trebui să-și folosească tot talentul politic pe care îl are, să înfingă un candidat care, vedeți, a fost scos de către socialiști. Socialiștii nu l-au mai propus pe fostul președinte Dodon, îl susțin pe acest independent, care a fost endorsat acum câteva zile de către Vyacheslav Platon, cel că implicat în lantromatul rusesc, practic această schemă prin care s-au spălat zeci de miliarde prin Republica Moldova. Și Maia Sandu va avea sarcina de a-l defini pe acest Stoianoglu, fost procuror general al Republicii Moldova, și de a arăta cine stă în spatele acestui procuror general. E o sarcină foarte grea, alegerile de anul viitor, alegeri parlamentare, nu vor fi ușoare. Acest referendum și-a îndeplinit ținta, însă stau și mă gândesc ce s-ar fi întâmplat în aceste alegeri dacă nu ar fi fost referendumul. Toată lumea spune că Maia Sandu a avut un pariu riscant, însă dacă te uiți la performanța guvernării și la ceea ce s-a întâmplat în zona de lupta anticorupție combinat cu COVID, război, creștere de prețuri, probabil alegerile ar fi fost și mai complicate într-un alt fel de scenariu. E foarte bine că Republica Moldova e în Uniunea Europeană și să sperăm că Maia Sandu va reuși să învingă cu sprijinul diaspora, cu sprijinul votanților pro-european. Revenim, multe lecții. Revenim cu Putin. Putin la Kazan, pe malurile Volgăi, cu prietenii lui, toți inamicii Occidentului. Ne întoarcem. Asta continuă războiul din Ucraina. Ăsta este Putin. Îi îndulcește cu muzică pe invitații lui de la summitul BRICS. L-ați văzut pe Xi Jinping, este și premierul Indiei acolo. Nu s-a dus președintele Braziliei, nu s-a dus nici președintele din Africa de Sud, dar totuși sunt acolo alți oaspeți importanți. Despre această întâlnire imediat, dar aș mai vrea câteva informații pentru telespectatorii noștri despre contracandidatul Maiei Sandu. E ceva tulburător, poate că e o chestiune pe care ar trebui să o discutăm aici în România. Alexandru Stoianoglu este cel care s-a clasat pe locul 2 la primul tur al prezidențialelor, se va întâlni în turul al doilea cu Maia Sandu
și este susținut de Rusia. Acest Alexandru Stoianoglu, țineți-vă bine, are două fiice. Corina a studiat în Olanda și lucrează la Frankfurt, la Banca Centrală Europeană. Cristina a studiat la Viena și lucrează într-o companie elvețiană de audit. Dar și mai tulburător este să aflați că Alexandru Stoianoglu, omul Rusiei, în alegerile prezidențiale din Republica Moldova, este cetățean român și a fost întrebat de ziarul de gardă de la Chișinău de ce este cetățean român. Răspunsul este tulburător, țineți-vă bine. Este cetățean român din necesitatea accesului la piața muncii, motive familiale sau alte beneficii sociale și economice. Am încheiat citatul. Valeriu Turcan. Domnul ăsta care face jocurile lui Putin, contracandidatul Maia Sandu, este cetățean al României din necesitatea accesului la piața muncii, motive familiale sau alte beneficii sociale și economice. Păi iată ce înseamnă Uniunea Europeană, oportunități. Chiar și pentru cei care... Omul a boicotat referendumul, nu a luat buletin și le-a zis moldovenilor, nu votați la referendum. Vorbeam mai devreme de dublare. În tot fostul spațiu sovietic există nuanțe în atitudinea oamenilor. Într-o anumită situație sunt nostalgici, în alte situații sunt pragmatici. Omul ăsta trăiește într-o minciună. Nu, cred că trăiește într-o minciună. Nu, el nu trăiește, dar livrează minciuni. Nici nu cred că ar trebui să-i facem un proces de intenție pentru că este cetățean român. Este cetățean român pentru că respectă condițiile pentru acordarea cetățeniei. România este o țară primitoare, este o țară prietenă, este o țară membră a Uniunii Europene, organizație din care și Moldova o să facă parte într-un viitor apropiat. Acesta este proiectul european. Chiar și oameni care pot să aibă diferențe de opinie sau care ar putea să fie demagogi, recurg la un pașaport european din pragmatism și din... Și iau banii lui Putin și din nevoia, din nevoia de a călători liber. De altfel, aș îndrăzi să mai spun ceva. Cred că 99,9% dintre ruși, dacă ar avea șansa dobândirii unui pașaport european, ar face-o. Niciun oligarh rus nu visează să-și petreacă restul vieții cu miliardele în cufere în Siberia sau la Celiabinsk. I-au pus pe oameni să nu voteze sau să voteze nu. Toți vor în Uniunea Europeană. George Scutaru, cât de preocupantă este constatarea asta, situația asta absolut aberantă? Repet, mi se pare, declarația mi se pare că face toți banii. E o declarație pentru ziarul de gardă. Alexandru Stoianoglu, care a boicotat referendumul pro-european de la Chișinău, este cetățean român, deci este cetățean al Uniunii Europene, din necesitatea accesului la piața muncii, motive familiale sau alte beneficii sociale și economice. Vă rog, George Scutaru. Mai să nu vă închipuiți că fica lui Stoianoglu, Corina Stoianoglu, care lucrează la Banca Centrală Europeană, ea lucrează acolo cu un pașaport moldovenesc. Eu sunt absolut convins că angajarea s-a făcut ca cetățean român. De altfel, dacă vă uitați pe rețelele sociale și articolul din ziarul de gardă este evident, ea se mândrește cu fotografiile cu Christine Lagarde și arată foarte mândră de faptul că lucrează într-o instituție europeană o defăimată de tatăl ei. Da, sunt mulți cetățeni ai Republicii Moldova care au primit cetățenii română. Dar în același timp să știți că statul român poate retrage cetățenia unor cetățeni care nu sunt loiali statului român. Aici nu mai este o pudibonderie, nici n-ar trebui să fie din partea noastră. Și statul român ar trebui să fie unor mai ferm, astfel încât să cearnă unele cetățenii, o cetățenie se primește, dar poate fi și anulată, e adevărat, în condiții bine întemeiate. Iar dacă un cetățean român manifestă acte de ostilitate, care pun, dovedesc, depun un jurământ când primește cetățenia română, da? Iar o asemenea persoană, în primul rând, încalcă acest jurământ. Mai este un amănunt care ar trebui subliniat, ipocrizia acestor oameni. Da? Și asta ar trebui arătat în campania electorală, fiindcă, pe de o parte, se blamează Uniunea Europeană, dar este foarte frumos și cald să-ți trimiți familia să lucreze în Occident,
în Uniunea Europeană și să beneficieze de statutul de angajat al unor instituții europene. Un sociolog de la Chișinău a făcut o simulare și a arătat că ce ar însemna acele 300.000 de voturi la care Maia Sandu a făcut referire că au fost furate. Da, este această fotografie la care am făcut referire. Domnișoara din stânga este domnișoara Stoianoglu. Cel mai probabil nu doar cetățean al Republicii Moldova, dar și cetățean al României. 53,7% ar fi fost votul pentru Maia Sandu, dacă nu s-ar fi furat aceste 300.000 de voturi, și referendumul ar fi trecut cu 63,1%. Deci aceste cifre ne arată dimensiunea furtului orchestrat de către Federația Rusă și la ceea ce trebuie să ne așteptăm în continuare, fiindcă Federația Rusă nu va precopeți niciun efort, serviciile secrete ruse, pentru a încerca, fiindcă pentru ei Moldova este parte a visului lor imperial și a unui teritoriu care este al lor. Repet, nu degeaba Moldova este dată în lucru serviciului intern de securitate al Federației Ruse și nu serviciului extern de securitate, fiindcă ei consideră că Moldova, Georgia sunt parte a teritoriului lor rusesc, care trebuie stăpânit în mod direct în continuare. Costin Ciobanu, o să vedem imediat imagini, le-am văzut pe cele cu Xi Jinping, o să vedem imagini cu Putin și Narendra Modi, prim-ministrul indian. Spuneți-ne, cum e? Ce face Putin acolo? E îngrijorător? E îngrijorătoare această adunare, ca să nu-i zic adunătură? Gândiți-vă la cine este Putin în acest moment. Este un om care a invadat Ucraina, e un om care e pe lista sancțiunilor internaționale, este urmărit de Curtea Internațională, Curtea Penală Internațională, și atunci legitimitatea sa internațională este pusă sub semnul întrebării. Și atunci cum să reușești să le transmiți rușilor care te-au ales în acele alegeri care au fost organizate, cum au fost organizate, că ești un lider de factură mondială, că liderii internaționali te ascultă, că prestigiul Rusiei la nivel internațional este la același nivel. El practic folosește BRICS și acest format pur și simplu pentru a le comunica rușilor că este un lider respectat la nivel internațional. Este pur și simplu o simplă găselniță de comunicare. Cât de influentă e această grupare? Cred că aceasta e întrebarea pe care trebuie să ne o punem. Evident, ei se laudă că reprezintă 45% din populația globului, 28% din PIB-ul mondial. Dar acolo, dincolo de faptul că avem niște țări importante, există dezacorduri destul de importante. Dacă e vorba să ne referim doar la, de exemplu, India și China. Sunt foarte multe subiecte pe care cele două țări nu se află la același nivel, dincolo de faptul că au avut conflicte și periodic mai sunt niște lucruri care se mai întâmplă prin zona muntoasă care le separă. Încearcă Putin să vorbească despre această nouă ordine mondială, evident încearcă să creeze un sistem bancar, o monedă care să ocolească dolarul, pentru că acest lucru afectează ceea ce Rusia face la nivel internațional, comerțul internațional al Rusiei, însă dincolo de o anumită mișcare de PR, elemente extrem de concrete nu se văd. Din păcate, totuși există o anumită dimensiune aici, pentru că parte din ceea ce face Rusia, din efortul de război, este sprijinit și prin exportul din aceste țări. De exemplu, am văzut o analiză recent, China în fiecare lună furnizează bunuri care au impact direct asupra războiului undeva la 400 de milioane de dolari. India, 100 de milioane. Evident, beneficiază de pe urma energiei la discount din Federația Rusă. Însă e foarte interesant când îl vezi pe președintele Indiei, pe Modi, vorbind despre pace, știind foarte clar că parte din fondurile care ajung în războiul din Ucraina sunt intermediate sau sunt trimise și de India. E nevoie de o mai mare responsabilitate din partea acestor țări. Există, Emanuel Cernat, și informații conform cărora China și-a continuat exporturile și de tehnologie și militare. Ne aducem aminte de avertismentele lansate de Statele Unite în repetate rânduri. Ce se întâmplă acolo? Pe de o parte, sunt declarații că nu sunt de acord cu, mă gândesc la declarațiile făcute și la precedenta întâlnire. Narendra Modi a spus lui Putin că uciderea copiilor nu poate fi acceptată nicicum. Dar continuă să se întâlnească, fac afaceri împreună și îl susțin. Dacă sunt acolo, îl susțin, nu?
În mod cert, dacă participă, este o formă implicită de susținere. Nu este o formă explicită, dar este o formă implicită. Iar pentru că aminteați de China și de susținerea pe care China o oferă Federației Ruse, dacă ne uităm într-un sens mai larg și privim la această știre îngrijorătoare cu privire la trupele pe care Coreea de Nord urmează să le trimită în Federația Rusă, trebuie să fim conștienți de un aspect, respectiv faptul că Coreea de Nord nu ar fi făcut niciodată acest lucru dacă nu ar fi avut girul Chinei. Pentru că fără girul Chinei nu ar fi făcut un pas atât de radical care riscă într-adevăr să schimbe cu totul fața acestui conflict. Iar legat de acest summit BRICS, într-adevăr, cea mai mare problemă din punctul de vedere al lumii occidentale este eventuala participare, pentru că încă nu a fost confirmată, a secretarului general ONU, Antonio Guterres. O informație care a picat în acest moment, Kirill Budanov, șeful informațiilor militare ucrainene, spune că mâine ajung în Kursk primii 2600 de militari nordcoreeni. Vă mulțumesc, domnilor, nu mai avem timp. Andreea Popa imediat cu ultimele știri. Seară bună!